găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Pe larg despre adițiile de os practicate în implantologia orală, noutăți privind osul folosit în adiții și despre tehnicile moderne aplicate de specialiști. Terapiile specifice medicinei energoinformaționale, soluția optimă folosită pentru detoxifierea organismului după regimul alimentar și stilul de viață din timpul iernii. Implantologia orală nu și-a dezvăluit încă toate secretele și nu și-a atins limitele. Totuși, până la ora actuală, cercetarea științifică a scos la iveală materiale și tehnici uimitoare în acest domeniu. O să aflați imediat detalii importante despre calitatea osului folosit pentru adiții și despre tehnicile moderne și deosebit de eficiente aplicate pentru adițiile osoase. De asemenea, o să vedeți cât de mult contează pregătirea echipei medicale în executarea unor astfel de intervenții. Cu explicații pe înțelesul tuturor, vin conferențiar dr. Horia Barbu, medic primar chirurgie orală, decanul Facultății de Stomatologie din cadrul Universității Titu Maiorescu și dr. Cristian Georgescu, medic specialist chirurgie orală. De cele mai multe ori în implantologie avem nevoie de inserarea adiției de os, adiția de os odată cu inserarea implantului. Pentru că, statistic vorbind, așa cum arată studiile de specialitate, unul din trei implanturi are nevoie de adiție de os. Nu putem să inserăm un implant fără să facem o adiție de os și să sperăm că ne și ține 10 ani. În cazul de față, pacienta noastră s-a prezentat pentru inserarea unui implant. Noi nu facem absolut nicio intervenție chirurgicală fără un CT, un computer tomograf în prealabil, pentru că el ne dă toate datele în tridimensional asupra osului, grosimii osului, înălțimii, lățimii. În cazul de față, pacienta nu avea o grosime adecvată pentru inserarea unui implant și a fost nevoie de recoltarea unui bloc osos. Blocul l-am recoltat dintr-o zonă foarte apropiată de zona în care aveam nevoie să inserăm implantul. Zona donatoare a fost fereastră luată din sinus. Intervenția n-a fost deloc ușoară și de aceea munca în echipă e foarte importantă. Teoretic, adiția de os este o intervenție simplă. Practic, lucrurile sunt ceva mai complicate în funcție de cât de retras este osul pacientului, dar și în funcție de starea de sănătate a acestuia. Pentru asigurarea succesului intervenției, trebuie respectate câteva condiții de bază. Dacă știi ce materiale să folosești și tehnicile și ai o pregătire de chirurgie în spate, atunci tehnica este foarte simplă. Bineînțeles că există și eșecuri la început, dar pe măsură ce avansăm și ne specializăm și mergem la din ce în ce mai multe cursuri de supra-specializare pe partea aceasta de chirurgie și de implantologie, putem să avem rata de succes din ce în ce mai mare. În cazurile mai serioase, mai grave, de retracție mare osoasă, de topirea osului, cum se spune popular, trebuie să facem osul înainte să punem implantul, pentru că noi trebuie să tratăm organismul, osul, pacientul, ca și cu un organism care funcționează într-un mod normal. Nu putem să sperăm că se întâmplă totul dintr-o singură bucată. Trebuie să le luăm bucată cu bucată. Masa osoasă se reduce în urma bolii parodontale sau ca urmare a pierderii dinților din cauza accidentelor. De asemenea, extracțiile dentare traumatizante au ca efect resorpția semnificativă a osului. Astfel, structura osoasă nu mai este potrivită pentru inserarea implanturilor dentare. Se poate reconstrui însă porțiunea afectată folosind la alegere un anumit tip de os. Pentru a traumatiza cât mai puțin pacientul și cu scopul asigurării succesului intervenției, medicii aplică tehnici moderne minim-invazive. Tehnicile minim-invazive au avut un mare succes în medicina generală, au avut o mare explozie, dar într-un final doar o parte din ele au rămas cu rezultate foarte bune. Așa este și la noi. Sunt tehnici minim-invazive care merg și de obicei sunt cele pe care le putem folosi în sinus, asta putem să vorbim o dată separat, pentru că avem o tehnică de sinus minim-invaziv, dar în mod normal, ca să poți să faci o adiție de os, trebuie să vezi. Dacă poți să vezi corect, poți să apreciezi exact care este defectul osos și cum poți să-l refaci pentru pacienți. Dar există și o tehnică numită tunelizare, prin care incizia este minimă, este o singură incizie prin care se face pentru mine. Este mult mai greu să fac această adiție de os, dar pot să o fac. Pentru pacient, vindecarea este mult mai simplă.
Dar chinul pentru medic este un pic mai complicat, dar există și o tehnică minim-invaziv, se poate, dacă se poate spune așa, de adiție de os, de bloc osos, prin tunelizare. Blocurile osoase sunt cele mai, au dat rezultatele cele mai rapide și cele mai bune din punctul meu de vedere, dar nu numai al meu, pentru că, așa cum am spus, am și articole publicate și în literatura de specialitate, cam ăsta este, se și numește așa, standardul de aur. S-a recoltat blocul osos și s-a fixat pe partea dinspre cerul gurii cu șuruburi. Șuruburile au trebuit să fie inserate pe partea dinspre obraz. Au fost lăsate la distanță și am developat o nouă tehnică, lăsând șuruburile la distanță, fixând totodată blocul osos pe partea dinspre cerul gurii și adăugând granule osoase în jurul șurubului. După care s-a intervenit, s-a pus o membrană de, cu factor de creștere, PRF, peste care s-a adăugat o membrană de pericard. În timpul intervenției am reușit să dezvoltăm o tehnică nouă împreună cu doctorul profesor Barbu, de aceea este foarte importantă munca în echipă. Am reușit să formăm, să încercăm să formăm și vom reuși formarea unui os atât pe partea dinspre cerul gurii, cât și în partea dinspre obraz, adăugând granule de os peste șuruburi. Orice persoană care intenționează să apeleze la implantul dentar pentru a-și recâștiga funcționalitatea danturii și zâmbetul vrea să știe care sunt factorii care asigură succesul intervenției. Sunt foarte mulți factori. În primul rând, baza chirurgicală. Trebuie să fii chirurg. Asta este un lucru important. Conform legii în România, adițiile de os sunt interzise să fie făcute de un medic care are doar competență în implantologie sau un medic stomatolog. Conform legii din 2012 era, orice medic stomatolog poate să insere implanturi, dar doar un chirurg poate să facă o adiție de os, un sinus lift, un bloc osos. Și acesta este un lucru de bază, pentru că totuși chirurgia pe care o faci măcar 3 ani de zile într-un spital înseamnă foarte mult ca pregătire. Un alt lucru important este sterilizarea. Asta este un capitol despre care aș vrea să vorbesc 2 emisiuni. Pentru partea de sterilizare, pentru mine este foarte importantă, pentru mine ca succes al operației, dar mai mult mi se pare pentru pacient ca un mijloc, ca fiind un factor potențial prin care aceste intervenții pot să dea sau să transmită sau să nu transmită pacienților bolile. De-aia aș fi vrut să vorbesc o dată special doar despre sterilizare. Dar și al treilea lucru pentru mine pe care l-am descoperit în ultima vreme și mi se pare foarte, foarte important este lucrul în echipă. În urma studiilor de specialitate și din experiența clinică, rezultă că singura contraindicație în astfel de intervenții ține de starea de sănătate a pacientului. Hipertensiune, erau pacienți cu hipertensiune, deși în mod normal aveau tensiunea reglată și echilibrată pentru că nu aveam voie să ne apropiem de el până nu are această tensiune echilibrată. Pacienți fumători care au recunoscut în ultima clipă că de fapt ei fumează și acest fumat este o contraindicație totală a blocurilor osoase, fumatul, mai bine nu-l facem ca să nu avem eșec. Al treilea lucru care ne-a surprins, pacienți care nu considerau, care aveau paciente care aveau osteoporoză și nu considerau că medicamentele pentru osteoporoză sunt medicamente. Credeau că sunt doar niște vitamine și într-un final, când completau fișa de evaluare a stării generale de sănătate, spuneau acolo că iau bifosfonați și bifosfonații pot reprezenta un risc foarte, foarte mare pentru vindecarea postoperatorie. Pot să ducă, tratamentul cu bifosfonați poate să ducă la osteonecroză. Și atunci ar trebui să anulăm, ar trebui să facem un nou set de analize speciale pentru această osteoporoză, după care, dacă am avut acordul endocrinologului, am putut să facem intervenția. Și nu în ultimul rând, diabetul nu este o contraindicație a intervențiilor atâta vreme cât pacientul are glicemia echilibrată. Și nu glicemia pe care o luăm astăzi, este glicemia pe care o recomandă diabetologul, glicemia care analizează starea lui de sănătate în ultimile 3 luni. Atunci îmi spune care este media și această medie îmi poate permite să fac intervenția în siguranță. Pacienta a avut probleme de sănătate în trecut, a fost recomandată către cardiolog, cardiologul a stabilizat tensiunea și s-a reîntors la noi în clinică după 2 luni cu o tensiune adecvată. Intervenția la care a fost supusă pacienta s-a finalizat cu succes.
Urmează o pauză de 3-4 luni post-operator, timp în care ne vedem cu pacientul o dată la 2 săptămâni pentru început, cel puțin prima lună, după care ne vedem lunar să ne asigurăm că totul este în grafic. Descoperim blocul osos peste 3-4 luni, scoatem șuruburile cu care a fost fixat blocul și care a ajutat și la formarea osului, după care inserăm implantul, închidem totul etan și înapoi cu gingia pacientului normal. 3-4 luni din nou postoperator, intervine proteticianul pentru protezarea finală, ceea ce îl interesează cel mai mult pe pacient. Postoperator avem radiografia și exemplificăm aici cu cele două, blocul osos fixat cu cele două șuruburi. În clinica noastră avem dezvoltate 43 de tehnici de adiție de os și printre ele am să vă enumăr numai câteva, că sunt destule ca să vă enumăr toate cele 43. Tehnica de adiție de os cu un sinus lift, tehnica de adiție de os bloc osos, cu membrane resorbabile, membrane neresorbabile. Avem repoziționarea de nerv, care este foarte importantă la mandibură. Încercăm să protejăm nervul. Dintre cele 43 de tehnici de adiție de os, cel puțin 10 tehnici se referă la managementul țesutului moale, și anume al gingiei. Este foarte important pentru estetica implantului. Conferențiar universitar dr. Horia Barbu și-a format o echipă medicală alcătuită din cadre universitare de renume internațional, supra-specializate în chirurgie, implantologie și estetică dentară. Experiența lor clinică este recunoscută național și internațional prin publicarea a numeroase articole în reviste de prestigiu și prin participarea ca lectori invitați în toată lumea pentru a-și prezenta cazurile. Încă din anul 2008, dr. Horia Barbu a fost printre primii medici din România care a dezvoltat în cadrul clinicii sale tehnici de chirurgie, sinus lift și adiții de os cu caracter minim invaziv, fără disconfort intra- și postoperator. Clinica doctorului Barbu este un centru de referință pentru second opinion, căruia îi se adresează în special pacienții cu afecțiuni dentare și osoase severe. Terapiile specifice medicinei energoinformaționale, soluția optimă pentru detoxifierea organismului în prag de primăvară, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Suntem în prag de primăvară și organismul resimte trecerea bruscă de la sezonul rece la temperaturile destul de ridicate pentru această perioadă. În plus, suntem marcați de regimul alimentar și de stilul de viață din timpul iernii. Corpul este încărcat de toxine și îngreunat de kilogramele în plus acumulate în timpul lunilor de iarnă. Măcar din aceste puncte de vedere, este clar, avem nevoie de o primenire. Pentru persoanele care caută căi naturale netraumatizante de detoxifiere a organismului și de slăbit, o soluție optimă o reprezintă terapiile specifice medicinei energoinformaționale. Cu detalii, terapeutul Florica Munteanu, homeopat, nutriționist, specialist în biorezonanță. Alături de ficat, rinichii, plămânii, pielea, dar și colonul joacă un rol extrem de important în eliminarea toxinelor din organism. Colonul este cel mai puternic organ din organismul nostru, cu aproximativ 10 metri de material. S-au desfăcut în metri pătrați, avem cât un stadion. Colonul are cel mai mare contact practic cu lumea exterioară, prin ceea ce noi înghițim. Contactul, deci primește cea mai multă informație din lumea exterioară. Colonul se vrea detoxifiat, dar se vrea așa cum la anumite ore, deci trebuie să ținem cont și de refacerea și încărcarea lui energetică și mai ales atunci când avem probleme de sănătate, probleme ale tractului gastrointestinal, nu s-ar recomanda să facă o detoxifiere după ureche, pentru că a făcut o cunoștință sau un prieten, un vecin sau cineva din familie care nu are aceleași probleme, ci este de recomandat să fie făcută sub observație. Eu aș recomanda și susțin
susțin programele de detoxifiere cu aparatele de biorezonanță Bicom Optima sau alt gen de aparate cu care lucrăm și care sunt eficiente și pacienții chiar ne confirmă după fiecare terapie rezultatele pe care le-au obținut. Medicina energoinformațională oferă la ora actuală soluții eficiente de eliminare a toxinelor din organism și de echilibrare energetică a sistemelor și organelor din corp. Avem posibilitatea ca aceste toxine să fie eliminate într-o manieră blândă, să fie eliminate fără ca organele de eliminare, o parte le-am enumerat, fără să fie eliminate în maniera în care corpul să nu fie agasat, organele să nu fie agasate la nevoie. Noi putem să combinăm această terapie de detoxifiere și cu drenajul limfatic, știind că limfa este al doilea sistem imunitar al corpului, este lada de gunoi, dacă vreți, a corpului, unde se adună gunoaiele corpului, în ghilimele, este o limfă drenată, pentru că limfa numai transportă și nu drenează, o limfă drenată, inclusiv memoria noastră poate fi influențată, dar legătura spre fiecare organ nodulilor limfatici știm că există și foarte multe lucruri pot fi, ce privește sănătatea noastră și eliminarea de toxine, pot fi reglate prin limfă. Orice proces de detoxifiere a organismului trebuie urmat de o reechilibrare a meridianelor energetice. Este foarte important după fiecare detoxifiere să facă echilibrarea pe meridianele foc și apă, aici intră inima și rinichi, meridianul focului, inima, circulația pe arterii, pe vene, sistemul neurovegetativ, nu vorbește nimeni despre detoxifierea sistemului neurovegetativ, în general se vorbește limfă, colon și poate vezica biliară în general, dar și el are nevoie de o detoxifiere, deci o echilibrare în cazul ăsta, mai bine spus, pentru ca să poată lua informația mai departe de la organe. După care avem tiroida, tot pe meridianul foc, tiroida, epifiza, hipofiza și hipotalamus. De asemenea, avem încheieturile, avem o parte a coloanei și intră mai mult partea toracală, suntem la foc, nu la apă, trecem imediat și la apă. Meridianul apă, rinichii, bineînțeles, am mai și vorbit de ei, limfa, vezica urinară, tractul genital, tot ce, și tractul urinar, tot ce aparține, alergii, picioare, urechi și ochi. La meridianul foc, foarte important, este intestinul subțire. Avem situații în care oamenii sunt tratați de colon și ei, de fapt, e mai mult intestinul subțire, este cel care dă problemele. Echilibrând meridianele foc-apă, se echilibrează și dereglările neurovegetative aflate pe aceste meridiane. O mare problemă a omului modern, bombardat de factori stresori și de toxine, o reprezintă debusolarea energetică. Am observat din practică și din discuțiile pe care le-am cu pacienții care iasă foarte des noaptea la toaletă, acea nicturie pe care medicina clasică o numește problema vârstei. O mare parte sunt persoane care au și afecțiuni cardiace, sunt persoane care au de multe ori și tensiune, dar sunt persoane care au un stres nerezolvat, au o problemă care îi țin tractul urinar într-un stres permanent și un pic la o adunare a unei anumite cantități de urină, deja pacienții simt nevoia să meargă la toaletă. Normal că se deranjează somnul, pentru că a te trezi de câteva ori pe noapte ți-ai deranjat somnul, dar ce aș vrea să subliniez în mod deosebit, tot mai multe persoane tinere, deci persoane care sunt sub 40 de ani sau sub 60 de ani, deci am luat două categorii de vârstă, se plâng de această nicturie nocturnă, deci de ieșit mai des decât este normal noaptea la toaletă. Este un semnal de alarmă care ne arată că, într-adevăr, tot mai multe persoane, de aici mai mult sexul masculin este atins, sunt extrem de stresate. Problemele care, după cum spune medicina clasică, este o problemă de bătrânețe sau de înaintare în vârstă, ca să mă exprim corect. Se pare că la foarte mulți tineri a început să fie o problemă actuală. Deci ceva se întâmplă cu noi, în sensul că suntem
sau ce aș putea să spun concret din ce văd zi de zi, suntem foarte debusolați energetic. Deci foarte multe persoane sau persoanele care ne calcă pragul, rar se mai întâmplă, foarte rar, chiar și la copii, să vedem un echilibru normal în organism. Dacă le știm din timp și ni se spun deja în anamneza sau în diagnosticarea energetică pe care o facem, le vedem deja, pot fi ajutate să depășească niște faze de debusolare energetică, readucând organismul în bioritmul din care este ieșit, fără medicamente, fără să curentăm pe cineva sau să radiem, intrăm prin câmpul informațional al corpului și acționăm pe partea materială. Terapiile cu aparatură de ultimă generație, Bicom Optima, sunt aplicate în Centrul German de Biorezonanță Dermavital din București, singurul acreditat și coordonat în România de către Institutul Regumed din München. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul n24plus.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!